Bine m-am găsit la un episod, un episod în care o să o prezint în cu mașina dusă la comandă. E bine, am ales mașina asta pentru că cei drept nu aduc foarte des Volvo și nu vând foarte des Volvo. Știți foarte bine că aveam în stoc un Volvo V40 și culmea, în momentul în care mi-a ajuns și mașina asta, s-a vândut și acel Volvo. Deci există clientele și pentru aceste mașini, doar că trebuie să găsești omul potrivit la locul potrivit și omul dispus să plătească mașina asta la adevărata ei valoare, mă rog, marca în sine. Iar aici avem mașina dusă la comandă, este un model pe care nu l-am mai adus, nu prea am avut cerere pentru el, însă mi se pare o mașină foarte reușită și mi se pare că primești o mașină destul de bună pentru prețul pe care îl primești, dacă bineînțeles că auzi ceva de genul ăsta. Dacă folosiți Instagram, găsiți pozele din Olanda de la licitație și de când a ajuns ca un before and after. Iar dacă nu folosiți, iată, îi facem o prezentare. Dar înainte de a trece la episod, vreau să vă prezint raportul de la acest Citroen C4, o mașină destul de rar întâlnită la noi sau... Da, nu este o cerere la fel de mare precum alte modele similare de la alte mărci. Este o variantă diesel, kilometri sunt reali, situație financiară juridică ok, însă avem ceva pe parte de daune. Iar în 2019, luna 7-a, mașina arăta cam așa, a fost listată la vânzare probabil pe un site public, de aici și pozele din momentul listării. Ideea e că, nu știu, stau și mă întreb cât a costat mașina asta, că totuși nu e o mașină foarte scumpă și a fost lovită destul de grav și probabil a fost declarată daună totală în țara respectivă, dar... Nu știu dacă mai rentează să cumpere așa ceva să repar, decât dacă are kilometri puțini. Ceea ce s-a și adeverit, mașina avea 24.000 de kilometri, după care, din ce vedem, a mai mers între timp și a mai făcut ceva kilometri, dar probabil a durat și până când a fost reparată. Avem o daună în 2017, nu mi se pare neapărat foarte mare, mai ales în Elveția, după care avem dauna de mai sus, în Serbia. Nu avem nimic raportat pe partea de dezastru natural, Citroen C4 2012 1.6, hatchback 110 cai diesel. Aici avem mai multe dotări, cutie de viteze manuală, vopsea, injecție turbo. Ideea e că poți să-ți faci o idee cam ce dotări a venit de fabrică, mă rog, cu ce dotări a venit de fabrică și să vedeți dacă interiorul este pus sau nu știu, sunt anumite elemente puse ulterior. Deci este și ăsta un punct de reper, după care avem o rechimare regăsită. Din ce văd eu este anunțat în 2016, ceea ce e destul de interesant la un raport, după care a fost imatriculat daună în Elveția, daună după care a fost la vânzare conform cu pozele de mai sus și după a fost la vânzare din nou la puțin kilometri după, dar la 2-3 ani după daună. După cum vedem aici desfășurătorul de kilometri, e o diferență de vreo aproape 3 ani de zile în care teoretic a mai mers numai 14.000 de kilometri. Ceea ce este posibil având în vedere că probabil a durat ceva până când mașina a fost reparată. Așadar, mașina asta nu pare să fie din licitații, probabil a fost un site de profil din Elveția, dar ce e cert e că la un moment dat a arătat așa, a fost reparată și probabil merge pe străzile, poate chiar ale României, nu știu exact. Dar cam așa arată un raport detaliat, dacă vreți să verificați și voi mașina, aveți link în descriere cu 20% reducere sau puteți folosi codul Luțu la pagina de plată. Hai să trecem la episod. De data asta avem un Volvo V90, se vede că este o mașină foarte, foarte mare, foarte spațioasă. Din 2018, varianta de echipare fiind Inscription, iar ca și putere avem motorul de 2.0 diesel, 190 de cai putere, varianta D4. În partea din față putem să observăm farurile astea full LED, foarte, foarte frumoase de altfel. Bineînțeles, senzor de parcare pe față, îmi place foarte mult grila asta de la Volvo. Avem cameră față pentru că mașina are și pachetul de camere 360 de grade. Și mi se pare o mașină foarte frumoasă, foarte impunătoare, foarte spațioasă, după cum am zis, pentru familie este ideală. Jantele arată și ele destul de bine, 245x45x18 dimensiunile. Parbrizul este în stare bună și este cel original. Nu este cu head-up display. La interior cam așa arată, avem inserția asta de lemn pe ușă, e un pic murdară, dar știți foarte bine că așa vin marea majoritate. Avem scaunele astea foarte confortabile cu extensia acolo jos, avem volan încălzit, scaune încălzite, banchetă încălzită, o mulțime, de dotări. Camerele 360, avem aici alertă la unghiul mort în oglindă, full fără trapă, keyless entry, keyless go, din nou inserțiile astea de lemn. Plăcuța de producător la Volvo este acolo la stâlp. În spate cam așa arată, aici avem reglajele pentru încălzirea în banchetă, mașina are undeva la 216.000 de kilometri, însă arată foarte bine și pe interior și pe exterior. Oarecum specific la o mașină care a mers în afara orașului și nu a fost hoțită în oraș, clar, oricum mașina asta nu este concepută
pentru așa ceva. Aici avem nivelul de putere de 4 și nivelul de echipare Inscription. Hai să ne uităm puțin și ce spațiu avem în portbagaj. Bineînțeles, ai un electric, cam ăsta este spațiu. Avem și rulul acolo la portbagaj, avem aici o mică poliță în portbagaj. Cam ăsta e spațiu. Da, e un pic murdară, dar așa vin toate, asta e. Închiderea automată și a portbagajului, camera marșalier este și acolo. Și trebuie să recunosc că spatele ăsta mi se pare foarte agresiv și cu evacuările alea acolo, mi se pare că face mașina destul de interesantă și sunt sigur că există clientele pentru mașinile astea, doar că mai rar, adică e clar că nu caută oricine modelele astea, dar cine vrea o mașină spațioasă, sigură, mi se pare o opțiune foarte bună și dacă nu vrei SUV, pentru că într-adevăr XC60, XC90 sunt destul de căutate și îmi plac și stopurile astea foarte, foarte frumoase, doar că parcă nu sunt pentru oricine. Jantele din nou arată bine, mașina asta cu siguranță a mers mai mult în afara orașului, dat fiind faptul și că are undeva la 216.000 de kilometri în 6 ani. Însă ce vreau să zic e că este spațioasă, frate, și o mulțime de dotări pentru familie, mașina asta mi se pare ideală. Cu încălzire în machetă, încălzire în volan, o mulțime de dotări, alertă la unghi mort, bine, o grămadă de sisteme de siguranță specifice Volvo, avem scaune full electrice cu memorii, aici avem memoriile, ceasurile digitale, avem 215.995 și scaunul arată foarte bine pentru kilometri ăștia. Cutia automată, bineînțeles, deși mai sunt și oameni care caută manual și chiar acum am pe drum un V40, nu, greșesc, am rămas cu sechele de la V40-ul din stoc, chiar și acum am pe drum un V90 manual și o să-i fac o prezentare când o să ajungă, pentru că este manual, dar are mai multe dotări. Avem și proiectoarele care sunt pe LED și cam așa arată. Mi se pare o mașină foarte frumoasă, 2.0, 190 de cai, mi se pare suficient pentru caroseria asta și pentru drumurile noastre, dar destul cu prezentarea exterioară, hai să trecem la volan să vedem cum merge și cum se conduce un Volvo V90. Așadar, iată-ne la volan, hai să vedem cum merge acest Volvo V90. Ce drept am mai adus XC60, am mai adus un S60 acum ceva timp, am avut acel V40 în stoc care într-un final s-a vândut. Sunt oameni care caută Volvo, doar că sunt mai rari, sunt... Na, e o mașină mai nișată, e o marcă mai nișată, dar ce e cert e că se vând și mașinile astea, doar că trebuie să găsești omul potrivit și să știe într-adevăr ce vrea să cumpere. Pentru că, până la urmă, orice mașină e apreciată de cineva la un moment dat, indiferent că poate, uite, de exemplu, eu cu acel Volvo am stat aproape 7 luni de zile la vânzare. Bine, ce e drept, din momentul în care a venit mașina, vreo 6 luni au fost, nici eu nu am promovat-o foarte, foarte mult și automat... Da, mă rog, adică de vreo lună, două se știa de mașina respectivă, dar au fost mașini cu care am mai stat perioade similare și am înțeles că pur și simplu sunt mașini care se vând înainte să ajungă în țară, adică pur și simplu sunt oameni care te întreabă să aruci mașina pe drum și se nimerește să ai fix o mașină pe care o vor ei și practic rămâne rezervată, să zic așa, până ajunge, dacă bineînțeles este conform descrierii și totul este cum am licitat eu, ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori. Și sunt mașini care stau o jumătate de an la vânzare, asta e, sunt poate parcuri care stau la vânzare și un an de zile cu o mașină și automat s-a devalorizat, ai pierdut la ea pentru că e foarte greu să ai o mașină un an de zile la vânzare și după un an de zile tu o să mai câștigi la ea, înseamnă că a fost un business foarte bun sau efectiv piața a mai crescut între timp, ceea ce probabil s-a întâmplat și de asta de foarte, foarte multe ori. Iar aici Volvo, bine, nu compar mașina asta cu V40-ul pe care l-am avut eu, nici la preț nu se compară, dar mașina asta e spațioasă. Are dita mai portbagajul, are gură mare de încărcare, este foarte confortabilă, o mulțime de sisteme de siguranță, alertă la unghi mort, bine, oricum la Volvo sunt specifice o mulțime de sisteme de siguranță pe care le regăsim aici. Avem mod Sport SC, avem avertizare la părăsirea benzii, avem asistență la parcare, cross traffic alert, start stop pe care o să-l opresc, alertă la unghi mort, camerele 360 de grade, rabatare tetier, limită de viteză, pilot automat, protecție redusă, asistență, limită de viteză, iluminare de colț, ăsta probabil este corneringul, aici un Audi care se grăbește foarte tare și acolo s-a prins și alertă la unghi mort, asistență, evitare coliziune, adică o mulțime de sisteme de siguranță. Avem scaune încălzite pe 3 trepte, alerturi de volan încălzit pe 3 trepte, care își face treaba foarte bine. Bine, practic mașina dispune de un pachet de iarnă, având în vedere că vine din Olanda, marea majoritate a mașinilor din Olanda dispun de
majoritatea opțiunilor ce ține de încălzire în scaun, în volan, plus care și banchetă încălzită. Aici avem parte de radio, aici avem parte de navigație, care oricum este prezentă și în jumătatea cockpitului, ceasurilor digitale. Cutie de viteză automată care se comportă și ea foarte bine. Avem aici drive mode, sunt mai multe moduri de condus, confort, eco și dynamic. O să merge pe confort pentru că și aici se menționează că este pentru utilizare zilnică. Eco este pentru condus eficient și dynamic pentru performanțe, dar cine își cumpără un 2.0 diesel de 190 de cai, varianta D4, nu știu dacă aș cumpără pentru performanțe și pentru a face cu ea slalom în trafic, mai ales că e o mașină destul de lungă și e clar că e concepută pentru familii, da, mă rog, pentru oameni care au nevoie de spațiu și poate merg destul de des la drumuri lungi, pentru că probabil mașina asta poate să scoată și consumuri destul de bune la drum lung. Dacă se merge constant și nu cu viteze foarte, foarte mari, eu zic că un 6-7% e mai mult decât realizabil și dacă nu mă înșel, bine, aici avem un consum care nu prea e relevant, e de 16%, probabil de când a venit mașina asta, foarte mult pornită la rar, nu este relevant, dar având în vedere kilometrii pe care are și faptul că mașina asta nu are uzuri foarte pronunțate nici pe exterior, nici pe interior, mă face să cred că mașina asta a mers mai mult ca sigur în afara orașului și a rulat la viteze destul de mari, ceea ce este un lucru mai mult decât bun. În 6 ani de zile, 200.000 de kilometri, 216.000 chiar acum văd că o să se facă, nu mi se par deloc mulți, adică vin undeva la 35.000 de kilometri pe an, ceea ce pentru Olanda nu mi se pare mult, adică chiar nu sunt mulți kilometri, în condițiile în care eu fac în România 60.000 pe an. Doar că probabil mașina asta a fost pentru navetă sau poate a fost pentru concedii, fiind și configurată și cu banchetă încălzită. Am verificat în baza numărului de matriculare și mașina asta a avut un preț de listă de nouă de undeva la 70.000 de euro, ceea ce se explică având în vedere că este V90 și având în vedere dotările pe care le are. Acum vă invit să ziceți în comentarii cât credeți voi că a costat mașina asta pe client, adusă în țară, cu RAR, cu numere, cu transport, cu comision, cu absolut tot. Având în vedere rulajul, 216.000 de kilometri, având în vedere dotările, care din punctul meu de vedere sunt destul de multe, cum le place românilor să zică full fără trapă, dar sunt poate mulți oameni care nu vor trapă pentru că, domne, poate se strică panoramicul, poate se duce motorașul, poate începe să intre apă în mașină și așa mai departe. La mașini de generație nouă e greu să cred că pot apărea probleme de genul ăsta. Să înțeleg, uite, am avut și eu E90 cu trapă, dar n-am avut probleme cu ea. Am avut CC cu trapă și n-am avut probleme. Ori am fost eu foarte norocos pe partea de mașini, ori pur și simplu au fost ele niște generații ok. Bine, cunosc cazuri la mașini 2017-18 cumpărate de noi, care la 10.000 de kilometri și era turbina. Mă rog, atunci, la un an de zile. Sau intra apă mașină pe la șuiera turbina, doamne ce înseamnă să fii samsar, șuiera pe la trapă, vântul. La fel, intra apă în mașină, la mașină cu 10-20.000 de kilometri, ceea ce este inadmisibil la o mașină nouă. Vă invit să ziceți în comentarii care credeți că este marca, că totuși culmea e că nu e o marcă low cost, adică să te aștepți, domne, păi da, ai dat puțin bani pe ea și uite, de-aia, mă rog, ai dat puțin bani pe ea și de-aia fluieră, șuieră și așa mai departe. Nu, era și o marcă premium și totuși s-a ajuns acolo, ceea ce mi se pare absurd. Și au mai fost cazuri la alte mărci, la fel, probleme cu trapa, într-adevăr, ba rămâne într-o poziție, ba nu se mai închidea, ba. Și producătorul nu și-a asumat, deși mașina era în garanție. Bine, partea asta de trapă poate fi într-adevăr influențată și de cum este exploatată de către utilizator, că dacă tu o tot frichini, o tot închizi, o tot deschizi așa, la un moment dat e posibil să cedeze vreun sau ceva, dar până la urmă dacă îți cumperi o mașină, mai ales mașină nouă și vrei opțiunea aia și o plătești, adică ai bifat acolo pe opționale, cred că ai tot dreptul să folosești trapa cum vrei tu, când vrei tu. Adică nu cred că are, na, nu știu, să zici că are un număr limitat de folosiri trapa și, domne, stai să vezi că nu e așa. Nu există așa ceva. Adică dacă tot bifezi opțiune, și eu dacă mi-aș cumpăra o mașină nouă și aș bifa acolo panoramicul, vă dați seama că m-aș folosi de el tocmai pentru că l-am bifat și pentru că îl vreau, de-aia l-am și cumpărat. Bine, sincer să fiu, aș prefera să repar o trapă sau să o mai curăț din când în când sau, nu știu, să fac o mică mentenanță din când în când la trapă decât să stau să schimb motoare, să schimb cutii de viteze, să. Bine, pe lângă asta, prietenul ăsta al meu, pe lângă problemele pe care le avea cu trapa, bine, și după ce se rezolvase oarecum problemele apăruse iar pe la 130-140 pe autostradă, se auzeau iar și o mașină de peste 80.000 de euro nouă,
pe la vreo 60.000 a picat motorul, pe la vreo 140-130.000 a picat al doilea motor, adică deja cred că m-am dat destule indicii, să zic așa. Pe de altă parte, e o mașină foarte frumoasă, e o mașină luxoasă, dar până la urmă nu poți să cumperi o mașină doar de dragul de a fi luxoasă și confortabilă și frumoasă pe stradă, dacă tu la 200.000 de kilometri deja ești la al treilea motor. Că degeaba mă bucură că am brizuri și luminițe și mă uit la mașina mea, am aproape 270.000 de kilometri și nu prea de asemenea de oboseală să pice prea curând motorul sau orice componentă importantă a mașinii. Și nu merg nici pe ideea că Mercedes și restul, că are și mașina mea lipsurile ei, dar uite, eu o consider fiabilă față de alte mașini și asta cred că e și unul dintre motivele pentru care probabil nu aș vrea încă să fac upgrade-ul la o altă mașină mai nouă, pentru că mi se par mult mai complicate și mult mai proaste. Asta e adevărul, mi se par și mai prost făcute și mai complicate pe parte tehnică mecanică. Acum, na, poate că îți iau ochii cu ambientale, cu gurile ventilație luminate și așa mai departe. Și mie îmi plac și eu sunt pasionat de tehnologie și eu sunt pasionat de a avea cât mai multe briz-brizuri în mașină, dar nu mă încântă cu nimic că am briz-brizuri dacă nu e fiabil, adică degeaba le am dacă nu pot să mă bucur de ele. Ce să fac, o să stau în parcare cu mașina pornită și să mă gândesc ce frumoase sunt ambientalele? N-are niciun sens. Revenind la Volvo, eu am mai zis-o și prin alte episoade și când am filmat cu V40-ul, probabil multă lume nu-și cumpără Volvo, domne, nu găsim piese, mecanice fug de ele, sunt piesele scumpe, ce fac dacă pică și așa mai departe. Ideea e că dacă mergi pe ideea asta la orice mașină, nu o să-ți cumperi nimic. Sau dacă intri pe forumuri, bineînțeles că fiecare, dacă de exemplu tu ai Passat și vrei să-ți cumperi V90, dau un exemplu absurd, e clar că pe grupurile de Passat toată lumea îți va recomanda Passat dacă tu acolo te duci să întrebi de Volvo, că niciodată nu o să fie cineva care să zică da, dar uite că V90-ul e peste Passat, nu știu în ce punct de vedere, pe un grup de Passat. E logic, acolo toată lumea care este în grupul respectiv sunt proprietari sau vreau să-și cumpere mașina aia și automat niciodată nu vor lăuda un alt brand sau un alt model de mașină, că e logic. De asta mă mai auzi și eu mai sunt în anumite grupuri, Talisman România și așa mai departe. Păi dacă tu vii pe un grup de Talisman și întrebi, băieți, vreau să-mi cumpăr Mondeo sau Talisman, ce recomandați? Nu o să vine nimeni pe grupul ăla să-ți recomande Mondeo, că e logic. Invers, te duci pe grup de Mondeo, vreau să-mi iau Mondeo sau Mazda 6 sau Talisman sau Passat, ce îmi recomandați? Ce crezi că ar putea să-ți recomande? Un Touareg din ăsta nebun să faci mijloane din asta să-ți repășești 5-6 mașini o dată? Cu Volvo ăsta probabil nu poți să faci treaba asta, dar mașina asta mi se pare o mașină atât de liniștită și atât de silențioasă încât nu cred că simți nevoia. Îmi place Volvo, o să mai aduc Volvo în stoc, dar dacă va mai fi Volvo, nu știu dacă va mai fi V40 sau dacă va mai fi V40, cu siguranță nu va fi la fel de rapid ca acest Cielo. Mamă, avem și un liniu continuu acolo, am înțeles. Dacă voi mai aduce V40, mi-asum că voi sta mult cu ea la vânzare, pentru că am văzut că nu e un model care se vinde așa repede. Și o să-l aduc poate Air Design sau o să fie cu mai puțin kilometri de automat, o să fie și un alt preț, voi vedea atunci. Dar o să mă uit și după S90, o să mă uit și după XC60, XC40, care am văzut că se vinde destul de bine și e destul de căutat. Chiar și V90 ăsta mi se pare interesant, chiar dacă multă lume zice că e designul din topor și care stopurile nu știu cum și așa mai departe. Așa a fost Volvo dintre totdeauna și cine își cumpără mașinile astea, din punctul meu de vedere, oricum arată bine. Adică nu mi se pare să fie o mașină urâtă, dar cine și le cumpără, și le cumpără pentru că e Volvo, pentru că e sigur, pentru că ai o grămadă de sisteme de siguranță, pentru că e solidă, pentru că sunt o grămadă de motive pentru care poți să-ți cumperi Volvo, dar probabil că multă lume la noi în țară nu-și cumpără tocmai pentru că este Volvo sau pentru că, domne, acum e chinezărie și am avut eu un Volvo în 2006 și era mai bun ăla. Da, era, dar era altă generație de mașini, nu numai la Volvo, ci la toți producătorii. Așadar, ăsta este episodul, iar noi ne revedem la următoarele episoade. Vă salut!